de petreceri, camere de petreceri petrecer pentru copii și o echipă care este dedicată interacțiunii cu familia în restaurantele McDonald's, obiectivul fiind de a asigura un pic de timp, de calitate pentru fiecare dintre membrii familiei. E vorba de copii, bunici, părinți și cine mai reușește să vină la McDonald's. Avem o echipă extraordinară, 79 de angajați astăzi constituie echipa din Slatina. Avem 11 colegi din alte restaurante care ne vor ajuta pentru o perioadă de 1, 2, 3 luni până când nivelul de pregătire va fi cel conform standardelor McDonald's. Sunt entuziaști. Ca să zic așa, a fost una din echipele foarte ușor de pregătit. Sunt oameni ambițioși, sunt oameni care își doresc să facă o treabă bună și să arate că fac parte dintr-o echipă foarte performantă, sigur, parte din familia McDonald's. McDonald's înseamnă astăzi 5.000 de angajați în România. Probabil că până la sfârșitul anului vom reuși să depășim 6.000 de angajați. Despre planurile de investiții ale noastre în continuare, domnul Melo Hilly va povesti în continuare.